Berbec. Între 26 și 27 septembrie, acești nativi pot avea o permanentă stare de sureșcitare, ca și cum ar fi în așteptarea unui eveniment. O stare de neliniște îi poate domina din când în când, făcându-i să intre la gânduri. Pe 28 și 29 septembrie, berbecii sunt vedete. Luna plină îi privește direct și le permite să închidă cicluri de viață deschise anterior și să deschidă altele noi, cu alte speranțe, cu alte perspective, dar și cu alte premise. Între 30 septembrie și 1 octombrie, chestiunile bănești sunt minore, curente și privesc mai mult stabilitatea decât câștigul. Pe 2 octombrie, discuțiile obișnuite cu frații, vecinii, cunoscuții par forțate, decurg fără prea mare chef, lăsând impresia unei obligații, a unei constrângeri la care berbecii trebuie să facă față. Taur. Între 26 și 27 septembrie este posibil ca o serie de persoane născute în această zodie să facă un efort de socializare. Deși nu îi împinge dorința de a face noi cunoștințe, de a face vizite, de a participa la acțiuni organizate în mediul în care sunt prezenți, deseori, ca o consecință a afilierilor la organisme, instituții sau grupuri de interes, totuși vor ceda, acceptând să-și piardă timpul. În schimb, pe 28 și 29 septembrie sunt destule motive ca ei să dea în clocot. Nemulțumirile mai vechi renasc, se întrepătrund, creând substratul unor momente de revoltă și de recalibrare față de oameni și evenimente care vor fi cu atât mai drastice cu cât la mijloc este implicat factorul muncă. Între 30 septembrie și 1 octombrie, luna, în tranzit prin semnul lor, le va permite să se calmeze. Își regăsesc echilibrul interior și nu se mai lasă pradă exceselor. Pe 2 octombrie sunt preocupați de bani și discută despre ei cu persoane de a căror decizie, în cadrul unei instituții, depinde un venit, un câștig sau un beneficiu concret. Gemeni. Pe 26 și 27 septembrie, gemenii sunt tentați să fie prezenți în viața publică. Își doresc o imagine bună și de aceea se pregătesc pentru orice apariție. Între 28 și 29 septembrie, sectorul prieteniilor și relațiilor cu unele persoane din anturajul lor poate să treacă printr-o furtună. Ca reflex, în plan sentimental, nota generală este de dezechilibrare. Multe gânduri proaste, multe inițiative care ar trebui reprimate, multe cuvinte care n-ar trebui rostite. Pe 30 septembrie și 1 octombrie, gemenii își pot domoli acest tumult, meditând la cele întâmplate. Pe 2 octombrie ei își revin, sunt iar în formă, volubil, deschiși contactelor umane, dialogului, afișării destine nesingherite. Rac. Pe 26 și 27 septembrie, nativii din Rac par a respira în libertate, nestingheriți de evenimentele din jur. Pe 28 și 29 septembrie vor trece prin momente de o anume greutate și importanță în existența lor. Unul sau mai multe aspecte din viața personală poartă amprenta nevoii de a-și urma destinul, adică sensul vieții, cel adevărat, nu cel eronat abordat la întâmplare. De aici și senzația uneori subiectivă de imposibilitate de a alege. Pe 30 septembrie și 1 octombrie, cei născuți în Rac pot netezi drumul spre o relație utilă sau pot beneficia de pe urma uneia deja stabilite. Pe 2 octombrie, unii pot avea discuții de taină sau pot beneficia de avertismente discrete. Întreaga săptămână stă sub semnul unor drumuri ce trebuie neapărat făcute pentru a rezolva o serie de chestiuni concrete. Leu. Se manifestă în continuare întreaga săptămână latura pozitivă, protectivă și norocoasă a planetei Venus în sectorul lor natal. Este vremea chestiunilor administrative. În continuare acestei tendințe generale se înscrie în plus perioada cuprinsă între 26 și 27 septembrie, care aduce șansa unui câștig nesperat. Pe 28 și 29 septembrie, în funcție de vârsta și locul în societate, ori de aspirațiile personale, unii vor dori să facă mai mult în viață și pentru asta sunt dispuși să se integreze într-o serie de forme de activitate care să le permită o mai bună afirmare a personalității lor, o mai profundă valorificare a pregătirilor profesionale sau punerea în aplicare a unor virtuți și talente ce nu au fost cultivate până acum. Atenție la deplasările care se fac în această perioadă. Nu luați decizii hazardate la volan. Între 30 septembrie și 1 octombrie, vanitatea este la cote mari. Pe 2 octombrie, discuțiile cu prietenii au, de multe ori, dar nu obligatoriu, ca subiect, o chestiune de principiu, de legalitate, de morală, de conduită sau de protocol. Thank you.
Fecioară. Pe 26 și 27 septembrie, tendința generală a fecioarelor este să tempereze spiritele, să calmeze furtunile riscate în jurul lor, în familie sau cu asociații, ori cu partenerii de drum, oricare ar fi ei. Pe 28 și 29 septembrie, axa celor două case ce controlează banii câștigați din munca proprie, veniturile de orice fel este marcată de faza de lună plină. Aici se pot observa o serie de aspecte neplăcute care se ivesc brusc sau care se complică în mod neprevăzut. Între 30 septembrie și 1 octombrie, impulsul astral este de regăsire a pământului de sub picioare, de revenire la obiectivitate și de cântărire a evenimentelor care s-au produs pe acest fundal. Pe 2 octombrie, unii pot provoca o situație ce ține de imagine, de impresie, de notorietate, mai mult prin cuvinte și mai puțin prin fapte. În această zi, ca început al demersului și apoi pe 3 octombrie, ca o continuare a acestor intenții, se vor pune în evidență contradicțiile majore între direcțiile și interesul personal și cel al familiei din care provin, un al treilea privind relațiile matrimoniale și asociații și un al patrulea interes, cel al oponenților sau dușmanilor. Balanță. Pe 26 și 27 septembrie, tumultul astral le va obliga pe balanțe să facă o pauză. Se vor simți copleșiți de responsabilități, neputincioși în fața solicitărilor de tot felul, își vor spune nu mai pot și se vor așeza în pat, uneori ca să-și odihnească oasele ostenite de efort fizic, alteori pentru a-și ostoi sufletul încărcat de griji și gânduri. Pe 28 și 29 septembrie vor trebui să facă față fazei.